Unitățile de învățământ din capitală au primit recomandarea de a anula sărbările de iarnă programate la finalul acestei săptămâni. Propunerea a venit din partea Inspectoratului Școlar al Municipiului București, fiind determinată de dolul național stabilit pentru zilele de 14, 15 și 16 decembrie. Această instituție a subliniat că propunerea sa este doar o recomandare și nu o impunere. Grădinițele, școlile și liceele vor decide singure dacă vor da sau nu curs recomandării primite. De precizat este faptul că Ministerul Educației nu a trimis nicio propunere de acest gen inspectoratelor școlare. Ca urmare a decesului regelui Mihai I al României, guvernul a decretat 3 zile de doliu național. Legea prevede ca, în această perioadă, instituțiile și autoritățile centrale și locale să arboreze în bernă standardul României și steagul Uniunii Europene. Acțiunile artistice, sportive și culturale sunt amânate. Programele posturilor naționale de televiziune și radio și cel al instituțiilor de cultură vor fi și ele adaptate noi situații.